dragi bunici, părinți și copii, azi avem o jucărie pentru toți. O jucărie a anilor 90, DU Tico. Un DU Tico impecabil, probabil cel mai tare din România, restaurat complet, doar cu piese originale DU. Ce urmează este fantastic. DU Tico s-a fabricat la noi în România între 1998 și anul 2001. Evident, coreenii au mai importat niște modele înainte să deschidă fabrica de la Craiova sau să înceapă să le fabrice la noi la Craiova. Dar mașina a început fabricația în 1991 și dacă vă uitați un pic la ea, pentru că nu i-ați da o vârstă așa de mare, practic îi dă seama cu mine conceptul de Tico, 29 de ani. Ei bine, precum alte modele, DU Tico a fost fabricat sub licență de la alți producători. DU avea parteneria cu Suzuki, pe lângă Damas, care era un Suzuki Carry sau Super Carry, mai era și Tico, ce era fabricat pe actuala generație, actuala la vremea respectivă, generație de Suzuki Alto. Suzuki Alto, ce era un key car. La explicăm mai târziu ce înseamnă key car. Ei bine, Alto începuse fabricația în 1988. Deci, teoretic, mașina asta ar avea acum 32 de ani. Dar nu pare așa, dacă stați să vă uitați, nu pare atât de veche. Asta este istoria Ticoului. Suzuki a renunțat în 94 la Alto, au făcut altă generație. DU a continuat să o producă până în 2001, în diferite țări. A fost foarte populară la noi. Era fratele mai mic al Matizului și fratele mult, mult mai mic al CLO-ului. DU Tico. Tico. Este o mașină de clasă mini, doar că era mașină de clasă mini mică și la vremea respectivă. De ce? Pentru că, după cum am spus, era fabricație Suzuki Alto, ce era un key car. Key car este clasa mașinilor din Japonia, pentru care se plătesc cele mai puține taxe. Ele trebuie să întrunească doar câteva criterii. 1. Să nu depășească 3,4 metri lungime și să nu aibă un motor mai mare de 660 cm cubi. Da, acolo în Japonia Suzuki Alto nu avea motor mai mare, dar la noi s-a produs celebrul, știți voi, 796 cm cubi DU Estec. Prima generație de DU Estec. Era o motorizare pentru piețe un pic mai dezvoltate, care nu aveau aceste strangulări legislative. Exemplarul pe care noi îl avem astăzi în față este unul fabricat în Coreea de Sud pe 4 sau 5 februarie 1997. Și o să vedeți un pic mai târziu de ce este 4 sau 5 și nu știm exact când s-a fabricat. A fost cumpărată de părinții proprietarului în 1998 în România, atunci când proprietarul actual avea 14 ani. În momentul în care proprietarul a vrut să își ia carnetul, părinții nu l-au mai lăsat să conducă un Tico, considerând că mașina este prea nesigură. Dar el avea o pasiune foarte, foarte mare pentru acest Tico. Și a luat un Megane 2, știți voi, cu 5 stele la testele de siguranță, poate. 10 ani de zile proprietarul l-a suspinat după fostul Tico, pe care nu a apucat prea mult să-l conducă, și a căutat proprietarul. Încă avea contractul de vânzare-cumpărare cu adresa noului la vremea respectivă proprietar, l-a căutat, l-a rugat frumos să-i o vândă, a cumpărat-o în 2014 și 5 ani de zile a început să restaureze la ea, doar cu piese originale. Și nu numai că are piese originale, dar are și piese care niciodată nu s-au pus pe Tico în România, care nu au fost aduse pe Tico în România. Și o să le prezentăm și o să spunem ce are această mașină din alte modele de Tico ce s-au fabricat prin toată lumea, s-au vândut prin toată lumea. E super mega interesant. Acum hai să începem. Și începem cu portbagajul, care se poate deschide de la cheie sau are un buton în interiorul mașinii. Uite cât de frumos se deschide. Ce vreau să vă arăt înainte de toate, înainte de portbagaj, care este unul simplu, cu 145 de litri și o banchetă rabatabilă, poți să bagi și un mini frigider aici. Mașina are 1,4 m lățime, înălțime, pardon, și 1,4 m lățime, ceea e ca un chec,
Știi? E fix. Fix ca un chec, e fix la fel de înaltă cum este lată. Dar nu asta vreau să vă arăt. Proprietarul are, și o să mă apropii eu de cameră, are broșurile originale de când a luat mașina în 1997. Și aici este cel mai important lucru pe care vreau să-l arăt. În poza de broșură, mașina era prezentată cu transmisie automată. Tico a fost disponibil și cu o transmisie automată cu 3 trepte. S-au adus 4 în România și n-a vrut nimeni să le cumpere. Aveau alte capace, aveau, uitați aici, bara vopsită pe care o aveau doar ticourile de Corea, așa veneau ale noastre, și alt volan. Și se vedeam aici toate detaliile tehnice foarte interesante la vremea respectivă. Aveam rază de bracaj de 4,4 metri, e mică, chiar și pentru o mașină fără servodirecție. Avem suspensie față independentă McPherson, avem suspensie spate fixă tip braț tras, frâne cu disc pe puntea față, consumul și toate cele. Vopsirea cationică a caroseriei garantează durabilitate și strălucire. Deci era ceva fantastic. Cum puteau să-ți prezinte ție mașina în acea perioadă? Cu toate că foloseau poze și detalii pe care nu le găseai pe ticourile noastre. Și aici este la fel, încă o versiune plastifiată. Altă chestie pe care mai voiam să vă arăt. Tot așa, un fel de această broșură, doar că era pentru modelul românesc. Ei bine, chiar și așa primeai alte capace la roți în acele poze, pentru că deși la noi s-au făcut SL și SX, mai existau DX și PM. Sunt foarte, foarte rare, acelea erau importate, erau înainte de facelift și primeai pozele înainte de facelift în broșură, deși mașina ta era facelift. Nu vă imaginați că erau multe diferențe, doar aceste lucruri erau, și aici culorile, detalii tehnice. Au existat două versiuni de motorizare cu 42 și 48 de cai putere. Și trebuie să facem o mică pauză că deranjăm pe cineva. Sau nu, nu trebuie să facem nicio pauză. Bun. Mai avem aici o cărticică scrisă de către un polonez și tradusă în limba română cu toate detaliile mașinii, întreținere, sistemul de ungere, totul tehnic, 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 cu scheme, cu tot. Asta a folosit proprietarul pentru a restaura mașina. Și vezi aici toată mașina, tot ticoul, tot. Cele mai importante lucruri au schemele electrice, pentru că mașina folosește componente electrice, ce erau și pe modelul de Corea, și astfel puteai să-ți iei piese din Corea, ceea ce a făcut și proprietarul, și să faci tu singur cablajul electric, care nu-l avea, să te ajute acest lucru. Și ultimul lucru din portbagaj este acest parts catalog de Tico. Aici ai toate piesele. Toate piesele de Tico ever. Și unele coduri de piese se potriveau la sânge cu cele de Suzuki Alto. E ceva fantastic. Și aici undeva în spate ai toate seriile de caroserie, toate seriile de șasiu făcute vreodată și ziua în care au fost făcute. Și aici, că am spus că nu se știe când e fabricată, seria de șasiu acestei mașini este între 4 februarie 97 și 5 februarie 97. Că s-au făcut în acea zi, în acele zile s-au făcut 700 de bucăți. Și asta e una dintre cele 700 de bucăți făcute între 4 și 5 februarie 97. Și acum hai să vorbim un pic despre diferențe. Tico SX era varianta un pic mai dotată de la SL. Avea acest eleron. Știți voi, celebrul eleron de Tico, nu știu de ce vreodată ți-ar trebui eleron pe Tico, dar mă rog. Mai avea ștergător și spălător de parbriz. Avea totodată și geamuri cu tentă verzuie, celelalte SL-urile erau cu geam clar. În Corea de Sud, numărul de matriculare pe spate era pătrat, la fel cum era în față și la noi, că nu s-au mai obosit să schimbe bara. Și nu aveau lampă de ceață, aveau doar lampă de marșarier, cele de Corea. Asta ca să știți, să vedem diferențele. În portbagaj avem
ceva foarte interesant. Acest amortizor este fix pentru versiunea SX, pentru că trebuia să susțină o greutate mai mare, mașina având ștergător, spălător și eleron. Proprietarul a comandat, după catalogul de piese, acest amortizor fix pentru versiunea SX, care după ce era alt amortizor, avea și altă nucă aici, venea cu, direct cu șurub și doar în filetai. Dar are vreo 3-4 amortizoare greșite, pentru că el a comandat un lucru și a venit altceva de câteva ori. Același lucru s-a întâmplat și cu această tăviță, care a fost comandată originală din Coreea și încă are aici codul de piesă. Tăvița veche nu mai există, pentru că în clasa a 12-a, când proprietarul avea mașina asta, s-a gândit să o taie, să-și pună niște boxe. Și când a restaurat-o, a vrut să fie originală. Și tot în portbagaj avem și roata originală din 1997. Este neagră, vă explic de ce când ajungem la partea de roți. Este neagră, cu anvelopa Hankook originală din 1997. Nu a fost montată niciodată, este originală. Original. Și încă un lucru interesant, pe care nu-l vezi la majoritatea mașinilor moderne, pentru că sunt ascunse, sunt prinderile pentru centurile din spate. Mașina are centuri de siguranță pentru locurile din spate, are 5 locuri pentru o mașină de acest tip. E ceva, din această clasă e ceva fantastic, pentru că în prezent mașinile clasă mini, unele au 4 locuri, unele au 5 locuri și nu sunt la fel de înguste ca mașina asta. Asta avea 5 locuri, centuri cu 3 puncte pentru locurile laterale și pentru locul central avea centură de siguranță cu prindere în 2 puncte și o să arătăm asta la interior. Deștept Suzuki Alto ăsta, zis și de Utico. Uf. Și da, mașina a fost revopsită în întregime. Hai să deschidem capota, care se deschide foarte ușor. Ai o manetă destul de mare la interior de care să tragi, nici nu trebuie să te apleci foarte mult. E foarte, foarte ușor. Și uite o capotă mică și vai ce compartiment motor curat. Așa. Uite ce frumos. Avem aici seria de șasiu, toate ticourile au fost KLY3. Adică așa îți dai seama că e vorba despre un Tico. Toate seriile șasiu de Tico KLY3, evident acelea făcute în Coreea de Sud. Avem un motoraș care este făcut pe platforma motorului de Suzuki Alto, doar că este mai mare, la 796 cm³, 0.8. Cu un motor cu carburație și cu pompă de benzină mecanică, nu este electrică, de aceea la cald pornește mai greu, pentru că se evaporă benzina din carburator și de aia trebuie să-i dai un pic de accelerație când o pornești și din acest motiv pornește un pic mai greu. Au existat două versiuni, una cu 42 de cai putere și 60 Nm și una cu 48 de cai putere și 64 de Nm. Asta teoretic este după talon cea de 48, care are 35 de kW în carte, 48 de cai putere, 64 de Nm, cutie manuală în 5 trepte cu timonerie pe drum de fier la matiz, care are o mecanică similară, este pe cablu și atinge 100 de km la oră în 17 secunde. Și teoretic viteza maximă constructivă este 145 de km pe oră. Imaginați-vă ce plăcere era să atinzi top speed cu Tico, care avea vitezometru, cât avea? Avea vitezometru până la 160, parcă. Ne uităm acum. Cum atingi până la 180, ăsta avea până la 160. Evident, motorul, totul a fost restaurat, totul este într-o stare impecabilă. Era... Eu sunt super mega impresionat de ce văd aici. Adică se vede că proprietarul în acei ani, în acești 5 ani cât are conținut mașina, s-a ocupat de ea foarte, foarte bine. Evident, mașina nu respectă nicio normă Euro, este Euro 0. Gândiți-vă că traseul de evacuare de la motor și până în spate e o țavă dreaptă, n-are catalizator, n-are nimic. Și de aceea mai scoate și fum câteodată.
Deci, motor care respiră fără să aibă back pressure de la filtre și catalizatoare și mai știu eu ce. E un motor sănătos. Hai să vă arăt ceva ce nu găseați pe ticourile de România. Oglinzi rabatabile. Acestea sunt originale, luate de pe Tico din Coreea de Sud, la Tico, care era șmecheria. Aveam niște oglinzi foarte subțiri și foarte mici, care atunci când treceai și dădeai cu mâna peste ele, se dereglau. Și se deregla și geamul în sine și nu mai aveai poziția ta de vizibilitate corectă. Proprietarul a comandat unele de Coreea originale, de pe versiunea de lux din Coreea de acolo, care avea aceste geamuri solide și rabatabile și care nu se mai dereglau atunci când cineva dădea cu mâna peste ele și așa mai departe. Și acum ajungem la bară. Bara de România niciodată nu a fost vopsită. A fost numai neagră. Proprietarul a vopsit-o ca să fie în ton cu modelele de Coreea de Sud. La fel și aceste proiectoare de ceață, care au fost comandate din nou din Coreea, montate aici, schimbate becurile H3 cu unele LED ca să fie folosite ca daytime running lights. Evident, cablajul nu exista, trebuie să-l facă singur. Și aici, după cum am spus, ticourile aveau număr de matriculare pătrat, dreptunghiular din acesta. Ei bine, dacă desfaci cele două șuruburi, ai acces fără să deschizi capota la filtrul de ulei. IKEA, îl scoți, bagi filtrul nou de ulei. Interesantă concepția. Și observăm și singurul și unicul spălător de parbriz montat pe capotă și am văzut când am deschis capota traseul acela. Foarte tare. Fiți atent aici. Un pas, doi pași și am făcut tot ampatamentul mașinii. Și acum hai să vorbim despre roți. Ați văzut janta neagră din portbagaj. Asta pentru că SX-urile, variantele de lux, veneau cu jante negre și cu aceste capace. Ei bine, proprietarul a comandat unele originale care au venit de SL cu vopseaua gri. Acelea veneau cu vopsea gri și capacele mici, care se puneau capace centrale aici la butul cu roții. Totodată, modelele SL aveau jante 135 pe 70, cred, sau pe 75 R12 și SX-urile veneau cu aceleași dimensiuni de jante, veneau cu 155 pe 70 pe 12. Ceea ce înseamnă că la modelul SX, cum este și acesta, jantele par un pic umflate așa și sunt mai late decât anvelopele sunt mai late decât janta în sine. Ei, totodată dacă vedem aici, Michelin, să ai anvelope Michelin pe Tico, asta da, asta înseamnă să fii mafiot. Și mai avem o chestie pe care modelele de România nu au avut-o niciodată și anume antenă electrică. Posibil să fie avut-o modele de Polonia, dar modele de Coreea sigur au avut-o. Din nou, proprietarul și-a comandat, a vrut să-și facă un Tico adevărat. Cum funcționează această antenă? Ca să nu pornească automat la fiecare deschidere și închidere, cum se întâmpla la Cielo, eu știu că am avut Cielo cu antenă electrică și mi s-a stricat și mașina, când închideam motorul, motorașul acela nu se oprea și tot trăgea de antenă în continuare vreo 2 minute după ce opream motorul, ca să nu aibă aceeași problemă, în contact, cu contactul pe poziția de accesorii, proprietarul și-a montat un buton și are Tico cu antenă electrică. Uite, ziceți voi că nu e cea mai tare chestie pe care ați văzut-o vreodată. 8 ani de zile. Și acesta este impecabil. Deci este ca nou. Dar are și multe lucruri schimbate. Și hai să începem de la stânga la dreapta. Geamuri electrice. Pac, și pe stânga și pe dreapta, dar doar în față. Acestea au fost doar pentru Tico de Coreea. Au fost comandate de proprietar. Totul a fost comandat de proprietar din Coreea. Și a pus, și a schimbat această, nu știu, cotieră, mâner, cum vreți să-i spuneți, și și-a pus de Coreea cu geamuri electrice. Din nou, că a trebuit să lucreze la cablaj, s-a uitat după codul de piesă, s-a uitat după cartea aceea cu schema și a pus singur geamuri electrice. Și există și pe stânga și pe dreapta, avem buton de geamuri electrice.
Diferența dintre SL și SX la scaune este că aveau o tapiserie verde cu niște dungi și SX-ul avea această tapiserie mult mai colorată. Alt lucru pe care îl vedem aici sunt butoanele pentru ștergător și spălător pe spate, pentru că SL-ul nu avea, SX-ul avea așa ceva. Mânerul pentru deschiderea capotei. Mașina are două boxe, dar nu sunt în ușă, sunt aici, în aceste grilaje. Sunt două boxe clasice, vă dați seama ce calitate aveau boxele de Tico pe acea vreme. Aici avem butonul pentru antena electrică. Sistemul de climatizare care are aer condiționat manual, acesta este, venea standard pe SX, SL-ul nu avea aer condiționat. Proprietarul ne-a spus că doar AC-ul a fost singura problemă de fiabilitate pe care a avut-o mașina. Adică uneori s-a stricat compresorul odată și s-a stricat și un, nu mai țin minte exact ce, un centru de comandă, un control, nu știu exact ce s-a stricat. În rest, mașina a fost super mega fiabilă. Și acum avem, uitați-vă aici, radio DU, casetofon original. În clasa 12-a, când proprietarul era și el tânăr, vrea CD player și a montat un CD player și a pierdut casetofonul original. Ei bine, cei de la rădăcini, că aceia erau importatorii DU la vremea respectivă, vindeau și casetofoane originale. Ei, și mai aveau unul, dacă vă vine să credeți. Ăsta este casetofonul original din 2000, care a rămas pe stoc aproape 20 de ani și care costa la vremea respectivă 14 milioane de lei. 14 milioane de lei, nu în bani actuali, în bani de 2000. Atât de scump era. Într-un final, pentru că proprietarul a cumpărat multe piese de la ei, l-au scos din gestiune, l-au dat cu 150 de lei și l-a montat anul acesta. Și acesta este un casetofon original care a stat nefolosit 20 de ani, care merge. Și proprietarul e mare fan Tina Turner și are casete în mașină numai cu Tina Turner. Avem priza de 12V cu scrumiera, avem, nu, cu bricheta, aceasta este scrumiera, totul este funcțional, totul merge bine. Avem și ceas. Mașina Tico nu a avut niciodată ceas la noi. Asta este ceas de Corea comandat. Aici era un dop și mereu m-am întrebat când eram eu copil, de ce există acel dop și nu este nimic aici? Nu avea ceas. Noi nu meritam nici măcar ceas. Spațiu de depozitare. Evident, nu avem niciun airbag. Nici de ABS nu aveam pretenția. Și un torpedou simplu, în care, dar destul de încăpător. Dintr-un plastic din ăsta, ieftin, așa de o Kinder. Da, își face treaba. Aveai torpedou pe Tico. Scaunele în sine sunt destul de rigide la cei 62.000 de kilometri pe care ai în mașina. Așa cum un lucru pe care mi-a plăcut la Tico, mi-a plăcut ceasurile de bord. N-aveai turometru, dar aveai vitezometru gradat până la 160 de km la oră, iar aveai linie roșie la vitezometru care începea la 140. Nu aveai turometru cu linie roșie, aveai linie roșie la vitezometru. Temperatura apei și nivelul combustibilului, totul simplu și albastru. Când vedeam Tico și aveam care ceasuri de bord albastre, mi se părea fantastic, deci erau toate mașinile așa. Și uite aici, butonul de avarii. Băi, de ce? Și volanul subțire, exact cum îmi place mie, mic. Ok, este un pic la unghi așa, nu poți să conduci ca o mașină normală, trebuie să conduci așa ca o mini dubiță. Farurile, semnalizările, ștergătoarele, totul simplu. Și asta e cheia. O cheie normală, nimic. Dar o cheie manuală cu închidere centralizată. Dacă tu închizi o ușă, închideai toate ușile. Puneai în contact și scânta Tina Turner. Este impecabil acest interior. Bun. Pedalele se apasă ușor, sunt foarte apropiate. Dacă ai un picior mai mare, nu sunt chiar ca la Trabant, dar dacă ai un picior mai mare, risc să apeși două în același timp. Și spre deosebire de multe mașini, eu trebuie să-mi dau scaunul mult în față, la acesta pot să conduc cu scaunul nu la maxim în față. Pot să conduc un pic mai relaxat. Și abia aștept să văd cum se conduce acest Tico. Chiar sunt mega, mega curios. Apropo, Volkswagen Polo 2020 n-are mânere, dar Tico avea 3 mânere. Nu avea la șofer, dar avea la pasager. Mânere simple,
prinse cu șurub și după 20 de ani nu se mișcă. Probabil că au mai fost strânse între timp. Parasolar cu oglindă. SX avea oglindă, SL nu avea oglindă. Și aici aveam luminița interioară. În rest, mai simplu de atât, interior nu puteai avea. Și frâna de mână. Și acum hai în spate să vedem și... A, și încă un lucru. SX-ul avea buzunar de ușă doar pe stânga, nu avea pe dreapta. Modelele de Corea, care aveau geamul electric, aveau buzunar de ușă și pe dreapta. Dotări, dotări, nu ca la noi. Noi nu meritam nicio gaură, nu știu. Toată mașina măsoară 1395 mm lățime. Și imaginează-ți să pui 3 oameni adulți în spate la Tico. Să zicem că mai pierzi 20 de centimetri din mașină și trebuie 1,2 metri să pui 3 oameni adulți. Spațiul la cap pentru o mașină de genul ăsta nu e rău, știi? Adică nu e nici extraordinar, dar nu e rău, având în vedere cât de mică e mașina, e o cutiuță. Spațiul la picioare, la fel, și el este destul de suficient, nu știu cum să îl descriu mai bine. 3 centuri de siguranță și uitați centura aceea din mijloc. Nu știu cum să o mai pun la loc. Eu vorbim cu proprietarul după și să o punem. Centură de siguranță pentru locul din mijloc, care era prinsă în banchetă, cu prindere cu 2 puncte. Restul aveai prindere în 3 puncte. Tapiseria aceasta de SX foarte frumoasă, iar SL-ul nu avea tetiere integrate. Bancheta de pe SX avea tetiere integrate. Geamuri electrice, pe spate nu o să vezi la niciun Tico. Mânerele din spate sunt identice cu mânerele din față și ca să deschizi ușa sau să te ții de ceva, eu nu înțeleg de ce au pus aici, adică ce puteai să faci cu acest mâner? Că tu deschizi mașina așa și o tragi așa către tine, dar e cam inconfortabil. Dacă o puneau la mijloc aici, tot puteai să închizi ușa, că e ușoară, e o bucată de tablă subțire. E interesant acest detaliu. A, poți să o folosești pe post de cotieră. E, cotieră la Tico. Și pe partea dreaptă mai și o scrumieră, care era similară cu cea de Cielo. Ia să vedem dacă putem să o arătăm. Așa se închide. Asta e fix scrumieră de Cielo. Pe mine fascinau scrumierele, dar doar pe partea dreaptă are. Nu știu dacă aceasta a fost montată de către proprietar sau dacă efectiv doar pe o singură parte aveai scrumieră. Știi? Gen, doar cei pe partea dreaptă fumează, cei de pe stânga să nu fumeze. În rest, același interior, simplu, dar bine întreținut de Tico. Se vede că e o mașină în care s-au investit bani, suflet și timp. Chiar se vede. Asta ar putea să fie, dacă mai are cineva un Tico mai frumos ca asta, chiar vreau să-l văd. Dar cred că e cel mai frumos Tico din România. Am plecat la drum cu Tico, la 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 la. Nici nu e greu să pleci cu ea de pe loc virată, pentru că este atât de ușoară. Are în talon 655 de kg, ceea ce înseamnă că cu rezervorul plin de 30 de litri are 685 de kg. Și cu mine, care am, hai, 58 de kg, pune 60. 585 cu 60 vine 745 de kg. Deci mașina asta cu tot cu mine și cu rezervorul plin are 745 de kg. Bă, și cât de ok se simte, adică este țiplă mașina, țiplă, țiplă. Motorul, evident, n-ai turometru, răspunde bine, vizibilitatea e bună, că na, n-ai mult metal pe lângă tine. Frâna răspunde bine. Este servo asistare cu axă încrucișat. Bă, este un deliciu mașina asta. Deci că e nouă. Deci că este nouă mașina. Vai, și neavând servo direcție, simți totul în ea și e ușoară, simți aderența roților. 50 de km pe oră, vizibilitatea e bună în oglinzi, oglinzile sunt mai mari decât cele normale și ai vizibilitate mai bună.
Volanul e subțire, evident nu poți să-l ții așa ca un volan normal. Poți să-l ții așa, poți să-l ții așa. Băi, ești de bun. Gândiți-vă că oamenii aveau mașina asta ca mașină de familie. Deci la mare cu ea. Umpleau portbagajul, se duceau la mare cu ea. Ca să vedem. Și e foarte precisă timoneria. Fiind fier, nu fiind cablu. Ha! Să vedem unde mergem pe aici. Semnalizare, vum, vum. E incredibilă. Ha! Cât de precis e totul, răspunsul la pedală e bun. Ce tare, ia un pic de rev magic. Ha! Rev magic cu Tico. Aaaa, ce tare! Băi, e incredibilă. Poziția la volan e un pic ciudățică, așa, adică stai jos, scaunul de montaj jos, e vertical. Chiar și pentru mine, care îmi țin spătarul pe spate, trebuie să țin un pic mai vertical, că n-ajung la volan. Adică e distanța foarte mare între mine și volan, ceea ce ajută în caz de accident, Doamne ferește, da? Hai, mergem în față. Îmi dau seama de ce mașina asta e atât de ușoară de condus în oraș. Pentru că are acel diametru de bracaj de 8,8 metri sau rază de bracaj de 4,4 metri. Păi da, am un Maserati Levante în față care se chinuie să meargă pe străzile astea. Și eu cu Tico, eu sunt regele drumurilor înguste. Păi, deci, am condus multe mașini, pot să le spun clasice, dar youngtimer-e și, da, youngtimer-e în ultima perioadă și pot să spun că am rămas impresionat de cât de vii se simt, mai ales cele super întreținute. Hai să întoarcem, ia să vedem. 4,4 metri rază de bracaj. Incredibil. Și am întors dintr-o singură bucată. Ce bine. Maserati la Levante era V6. Am auzit când a plecat în trombă. Uite și Range Rover. Range Rover și că e un apartament pe lângă mine. Păcat că nu se mai fac asemenea mașini. Da, ăsta este practic singurul key car. Sper să nu mă înșel. Singurul key car ever ce s-a vândut la noi. Poate a mai fost un Daihatsu ceva, dar la noi în România, care s-a vândut. Dacă mai știi cineva vreun key car adaptat care s-a vândut la noi în... Hai Logane, hai! Care s-a vândut la noi... Plecat cu scârț! Care s-a vândut la noi, să-mi ziceți în comentarii. Drum îngust, două mașini, eu n-am nicio treabă. Sunt cu Tico, avem loc toți. Nu ne deranjează nimeni. Sunetul acesta de motor în 3 cilindri. Băi, un motor foarte echilibrat. Un motor în 3 cilindri foarte echilibrat. Stă bine pe suspensie mașina. Nu e foarte zgomotoasă la cât de neantifonată e mașina. Băi, deci să schimb vitezele în Tico este un deliciu. A 5 la 70 la oră. Am atins jumătate din viteza maximă a mașinii. 72,5. Wow. Aș merge cu ea. Ok, nu poate nu e cea mai stabilă mașinuță de pe drum. Și are un pic de ruliu. Păi da, faptul că are roțile la colțurile caroseriei, o face să fie așa un pic de kart, știi? Nu am aprins aer condiționat ca să nu fie gălăgie, dar începe un pic să-mi fie cald. O
Of, drumurile românești. Vă dorim drum bun, fie Dumnezeu să fie cu voi. Da, niște asfalt nu vreți să fie cu noi? Doar Dumnezeu? Te zguduie un pic așa pe câte o denivelare din asta. Astea nu sunt gropi, sunt denivelări pe ce merg eu. Acum încerc să evit toate gropile cu putință. Ce vine din față? Porsche 911. Așa, să vedem. Mai în față trebuie să mergem. Și volanul subțire se simte foarte bine, așa. Nu e gros. Pot să-mi înfășor toată mâna în jurul lui, ceea ce nu mi se întâmplă la multe mașini. De aici? De aici am venit? Da, de aici am venit. Ia să vedem. Da, ziceam de motor că este foarte echilibrat. Are un sunet specific. Și e foarte echilibrat, așa. Uite, pot să întorc oriunde. N-am nici cel mai mare stres. Răspunsul la pedală este bun. Frânarea, pe frânare trebuie să cam apeși așa. Evident, avem discuri pe față, tamburi pe spate. Trebuie să apeși un pic tare pe pedala de frână. Dar feedback-ul în sine al pedalei, când apeși, știi, simți presiunea aplicată frânării și decelerarea este proporțională. Adică nu e... Și aș putea să merg o lună de zile. O lună de zile aș putea să merg cu mașina asta. Ia să vedem. Ui! Deci, dacă ești în Italia, pe un drum din ăsta micuț, așa, întortocheat, mașina asta n-a nicio treabă. Dacă eram cu mașina mea pe aici, dacă eram chiar și cu Hyundai i10 pe aici, mi se părea ceva... Mi se părea un chin. În schimb, cu Tico, nicio problemă. Băi, deci se simte ca nouă, ca nouă, nu vă mint. Ca și cum te-ai duce în 97, ți-ai luat un Tico. Am plecat de pe loc cu treapta întâi, ambreiând-o, pentru că am avut un dâmb. În momentul în care am urcat dâmbul și a căzut mașina, mi-a dat un șoc în picior și mi-a mutat piciorul de pe, a apăsat piciorul de pe ambreiaj. Pe ambreiaj mai tare satura mașina. Deci când dai în dâmb, ți apasă piciorul în ambreiaj. Foarte amuzant. Băi, e o plăcere. Dai seama că Tico era considerată mașină ieftină, mașină slabă, nu era privită cu mult interes, adică era cam greu să agăți în anii 90 cu Tico. Dar știau ele, fetele, cât de mult te distrezi cu mașina asta când o conduci. 62.000 de kilometri are mașina asta. Și este din nou o experiență și este din nou încă o confirmare a faptului că e bine să fii pasionat de mașini și să conduci cât mai multe. Se întoarce ușor. Nu ai problemă de spațiu. Poți să întorci oriunde. Vizibilitatea e bună. Feedback-ul în direcție e bun. Timoneria cutie este sfântă. Ia și un pic de refmatching. Ha! Ia, încă o dată. E o jucărie. Da, ok, dacă vrei să vezi dacă s-a prins farurile, deschizi mâna pe geam și faci așa în fața mașinii. Adică, dacă ești obișnuit cu S-Class-ul și cu orice alt tank, probabil că asta nu o să te impresioneze așa mult. Dar credeți-mă, atât de mult mă distrez.
Atât de bine mă simt. Încât eu n-aș mai da înapoi. Adică nici departe nu pot să fug, că sunt cu un tico. Dar nici n-aș mai da înapoi. Maserati, Jaguar, W123, erau niște mașini foarte rare pe acolo. Le-am văzut și l-a dus. Hop. Aș băga niște Tina Turner și mă ajunge până la Craiova. Fără nicio problemă, fără nicio discuție. Să vedem a treia, să vedem a doua. Și uitați-vă la curbele astea, la curbele acestea. Ha! 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 Și cu asta am terminat. Aoleu, am uitat să zic ceva, Doamne! Fiți atenți aici, cum am putut să uit acest detaliu. Casetele cu Tina Turner, da? Sunt puse într-un suport de casete. Ei bine, acest suport de casete se găsea tot pe modelul de Coreea sau pe modelul de Peru. În Peru, Tico a fost foarte populară ca mașină de taxi. A fost probabil cea mai populară mașină de taxi la momentul respectiv. Proprietarul a găsit un suport de casete care nu se găsea la noi, de la coreeni. Dar a găsit unul de la niște prieteni de-ai lui din Peru care aveau Tico, i-au găsit o piesă și au trimis-o prin poștă. Fantastic. Fantastic. A fost o zi excelentă. Și încă este în continuare. După ce am mers cu mașina, după ce am prezentat-o, am aflat și povestea cu scrumiera. Mașina avea scrumieră în spate doar pe partea dreaptă. Dar am uitat un singur lucru. Mașina era Suzuki Alto, mașină japoneză, care au volanul pe dreapta, rezervorul pe stânga, ca bușonul rezervorului pe stânga și țeava de eșapament pe dreapta. Dar probabil coreenii n-au mai vrut să mai schimbe, așa că au lăsat scrumiera pe partea dreaptă, cum era la japonezi. Că primul pasager probabil stătea în spatele șoferului, nu în spatele pasagerului, că da, probabil că ei mergeau pe stânga și intra pe dreapta, Dumnezeu știe. Cert este că acesta a fost doar pentru Coreea, nu a fost la noi. Și proprietarul, evident, a vrut să aibă un Tico autentic și și-a luat față de ușă cu scrumieră pe partea dreaptă. Și tot el ne-a spus că, imaginează-ți, dacă tu în anii 90 vrei să fumezi în spate la Tico, Tico care merge așa, și vrei să scrumezi aici jos, ardeai ușa instant. Și cu asta se termină și episodul nostru cu Tico, unul care a fost un pic așa din scurt, dar a fost o mare, mare plăcere să-l filmăm. Și acum vreau să știu părerea voastră despre Tico, dacă ați avut vreunul, dacă aveți povești interesante cu Tico. Eu am o poveste interesantă cu un Tico. Când eram eu copil, deci în clasa 1, clasa a doua, unchiul meu avea un Tico exact ca ăsta. Nu mai țin dacă era SX sau SL, cred că era un SL, dar era fix această culoare. Și cât timp era unchiul meu la serviciu, bunicul meu făcea taxi pe acel Tico, Dol 02 SVV, care încă mai există, l-am văzut anul trecut în trafic, cu 4 oameni în ea. Și în fiecare zi când venea bunicul meu de pe tura de taxi, îmi dădea o bagnotă de 1000 de lei cu Mihai Eminescu. Acelea au fost înainte să existe milionul sau 5 milioane cu Mihai Eminescu, erau cele de 1000 de lei, care vin acum 10 bani. Și citea ziarul Evenimentul Zilei bunicul meu și acolo în fiecare zi pe ziar era o statistică, se numea Cifra Zilei. Și eu ce făceam? De pe Cifra Zilei citeam numai statistica aia, că nu știam eu să... Nu mă interesau pe mine subiectele din ziar, dar Cifra Zilei mă fascina. Și în fiecare zi când venea bunicul meu de la din tura de taximetrie, îmi dădea Cifra Zilei și îmi dădea o bagnotă de 1000 de lei din aia nouă, frumoasă, albastră. Asta e povestea mea cu Tico și asta amintirile mele cu Tico. Asta a fost episodul. Vă rog să dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut. Ne auzim în comentarii. Nu uitați și de AutoVantage, site-ul vostru unde comparați ofertele de la dealer și primiți o ofertă corectă pentru viitoarea voastră mașină nouă. Și hai să vă mai spun o chestie. Uneori
dacă economisești 100 de euro la achiziție, s-ar putea să o pierzi la servicii post-vânzare. Mai contează și acest lucru. De aceea AutoVantage, pe lângă un preț corect, te ajută să găsești și un dealer serios. Până data viitoare, eu sunt Luci Popa, Dan la cameră, Ovidiul alias Knock Heavy ne-a făcut grafica și ne-a făcut muzica. V-am pupat, drumuri bune!